venim cu filmul Salon Internațional de Artă Fotografică în Japonia. Desfășurat un an cu 4 Societății Americane de Fotografie al Image Quality Society Internațional din America și al Uniunii Globale a Fotografiei. 3 patronaje consacrate și renumite la nivel mondial, recunoscute de toți participanții noștri. Cele două proiecte cu care am pornit la drum, ne dorim să le facem an de an aici, în Câmpina, să mergem la cât mai multe ediții, să consolidăm tradiția noastră în artă fotografică. De altfel, cele două saloane s-au dovedit a fi un succes încă din prima ediție, concentrând un număr foarte, foarte mare de participanți, mult peste media saloanelor similare desfășurate în lume. Dar nu numai numărul trebuie să ne bucure, ci valoarea. Cel puțin la salonul Onyx am avut fotografii extraordinar de valoroase ale unor artiști fotografi consacrați la nivel mondial, care ne-au onorat cu prezența lor. Ne-am bucurat că putem beneficia de lucrările lor de excepție. Salonul de astăzi a totalizat 423 de participanți din 59 de țări, și aici avem un record, primind în total 5429 de fotografii. Astfel, conform statisticilor noastre și ce am discutat și cu Manta și cu toată ceilalți jurați, se dovedește a fi cel mai mare salon de artă fotografică desfășurat vreodată în România. Ceea ce pentru Câmpina cred că este un lucru extraordinar. Ne consolidăm poziția pe harta mondială a artei fotografice și aducem în Câmpina nume extraordinar de mari din întreaga lume. Este extraordinar și sperăm să continuăm așa și edițiile viitoare să fie din ce în ce mai de succes. Aici avem întreg palmaresul salonului, medalii răbunite și dorite de toți participanții. Dintre ele, cu mândrie, avem și medalele noastre ale Câmpinei, care vor pleca în toate colțurile lumii la scriitorii lor și astfel în vitrinele și panopliile de fiecare artist fotograf va exista Câmpina, un trofeu din Câmpina și asta e un lucru extraordinar pentru noi. Dar vreau cel mai mult să mulțumesc juriului, să ajung la nucleul salonului nostru. Juriul care este format din 3 artiști fotografi cunoscuți la nivel mondial, care au oferit o garanție extraordinară tuturor participanților. Astfel, jurizarea a fost obiectivă, corectă și și-au încredințat lucrurile cu încredere că vor fi jurizate corect și nu cum se mai întâmplă în alte saloane să existe parcă priuri și nu are rost să aprofundăm. Astfel, vreau să mulțumesc pentru prezență domnului Todoradu Pantea, din Oradea, care a făcut un drum lung să fie alături de noi. Pe lângă dânsul a făcut parte domnul Jaca Picor din Târgu Mureș și domnul Mircea Anghel din Craiova. Din păcate, avem și să reținut cu alte activități fotografice și nu au putut să fie prezenți, dar au fost prezenți în iarnă și le mulțumesc că această cadă. Acum, aș vrea să ne bucurăm de prezența domnului Panta alături de noi și să-l rog să ne spună câteva cuvinte. Foarte multe cuvinte față de data trecută nu sunt de spus, decât că Răzvan a reușit să adune lumea în Câmpina să facă acest mic orășel cunoscut pe planul artei mondiale, pe arte fotografice din lume. Și atunci, data trecută, am spus că dacă ar fi mobilizat aici, la fața locului, oficialitățile și factorii de decizie din orașul sau municipiul Câmpina, ar trebui să îi confere un fel de distinție, un fel de titlu de membru, de cetățean de onoare sau ambasador al Câmpinei, pentru că atunci eram entuziasmat de cele 3.000 și ceva de fotografii pe care le-a primit, cu care, la prima lui încercare de a organiza un salon de artă fotografică în România, deja s-a situat pe poziții fruntașe, încă nici nu știu dacă alte saloane contemporane au depășit 3.000 și
pe acest precedent i-am spus, i-am prevăzut că acest salon va depăși, îl va depăși pe primul și să avere 5 și ceva de lucrări, încă salon în România, poate înainte de 89, dar nu cred, încă salon în România nu a mai primit. Thank you.